Galopul de sănătate al liderului Ligia Patra -a continuă în acest început de retur. Nici Timișul Șag nu a reușit performanța de a puncta în poarta apărată de Paul Burtic, neînvins în primele trei etape de niciun adversar. Mai mult de atât, atacul violeților și-a făcut din nou datoria și norma de eficacitate. Iarăși, precum la tenis, gazdele au terminat cu set la 0, deși au avut în față un adversar de prima jumătate a clasamentului. Oaspeții nu au arătat aproape nimic, părând prea timorați în atac, dar greșind în egală măsură și în defensivă. Normal, gazdele nu au așteptat prea multe invitații și au înscris gol după gol, fără să se întrebuințeze însă în mod serios. Deschiderea scorului s-a apros în minutul 11, când, după o degajare a portarului oaspete Ciobanu, mijlocașul Tauba a respins cu capul până la Tulcan, acesta a pătruns spre poartă și a șutat, golchipărul oaspeților respingând defectuos până la Ionaș, venit lansat, care a mai avut de îndeplinit doar formalitatea trimiterii balonului în plasă. Desprinderea am consemnat-o după șase minute ca urmare a unei lovituri libere executate puternic de tulcan și la care portarul Ciobanu a greșit din nou, același Ionaș fiind prompt pe fază și trimițând mingea pentru a doua oară în poarta celor de la Timișul Șag. Minutul 20 a adus și scorul de fotfight. Corner executat de Popoviciu, scurt până la Adilie, combinație între cei doi, urmată de o centrare la capătul căreia s-a găsit foarte bine Gălan, care a înscris cu capul din 6 metri. Abia depășită prima treime a jocului, în minutul 33, din nou fază fixă pentru ASU. Corner executat de capitanul Popoviciu, iar Gălan a reluat din nou cu capul în plasa porții lui Ciobanu. În toată această perioadă, dar și până la finalul primei părți a jocului, oaspeții nu au legat nimic, portarul timișorenilor Paul Burtic fiind practic întrebuințat aproape deloc. După reluare, gazele au părut destul de mulțumite de rezultat și nu au forțat excesiv, fapt ce l-a determinat pe antrenorul Paul Codrea să efectueze toate schimbările. Un nou gol a apărut abia în minutul 73, când Popoviciu a recuperat un balon în propria jumătate, L-a deschis în adâncime pe nou intratul Dorin Codrea, care a centrat perfect pentru lovitura de cap a lui Tulcan, mingea poposind sub transversala porții oaspeților. Și pentru a respecta norma de goluri cu care și-au obișnuit suporterii în acest debut de retur, al violeții lui Paul Codrea au punctat pentru a șasea oară în minutul 90. Atunci Făgețan a recuperat o minge în apropierea marginii, l-a lansat pe Vucea pe dreapta, acesta a pătruns în careu și a fost faultat de fundașul Tutunaru, care a văzut cu această ocazie cel de-al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu. Lovitura de pedeapsă a fost executată de capitanul Popoviciu, care l-a lăsat din nou fără replică pe Ciobanu. Așadar, o nouă victorie fără gol primit pentru liderul diviziei de Timiș, care se va pregăti etapa viitoare tot pe teren propriu, contra celor de la Real Dracșina, pentru marele derby de peste două săptămâni cu CS Ghiroda, singura formație ce mai poate pune probleme poliștilor în drumul spre promovarea în Liga 3 -a. Partida a fost condusă fără probleme de Costel Dobrișan, asistat la cele două margini de la Vinea Bozdoc și Călin Cimponieriu.